Un bărbat de 45 de ani din Chișinău a plecat de acasă de mai bine de o lună și nu a mai revenit. Rudele îl caută cu disperare și cer ajutorul oamenilor. Familia bărbatului s-a adresat și la poliție după ajutor. Potrivit oamenilor legii, bărbatul locuiește în sectorul Râșcani, iar pe 18 iunie a dispărut fără veste. Bărbatul are înălțimea de 1,60 m, ochii căprui și părul castaniu. În ziua dispariției purta pantaloni negri de tip sport, tricou albastru, iar pe cap avea un chipiu de asemenea albastru. Rudele le-au spus polițiștilor că bărbatul se afla la evidența medicului psihiatru și nu este pentru prima dată când fuge de acasă. Persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagine sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi de ajutor.